Salut! Astăzi am plăcerea să vă prezint câteva informații despre durerile din zona lombară și cum le putem ameliora singuri acasă. Durerea de spate, în special cea din zona lombară, a devenit cea mai comună afecțiune cronică musculoscheletală din ultimii ani. Astfel, prevalența acesteia în rândul populației adulte este între 70 și 85%. Cauza acestor dureri se poate datora unei game largi de afecțiuni, cum ar fi protuzii sau hernii de disc, stenoze, disfuncția ale fațetelor articulare, sindromul piriform, sciatica, sindromul dureros miofascial, disfuncția articulației sacroiliace, listezisul sau spondilita anchilozantă. Durerea lombară acută adesea se asociază cu un blocaj muscular în flexie, iar acesta de obicei durează între 3 și 7 zile. De exemplu, ne-am aplicat să ridicăm un obiect de pe jos și nu ne mai putem ridica. Acest exemplu reprezintă o urgență și trebuie să vă prezentați la medicul specialist pentru a vi se prescrie tratamentul medicamentos antialgic și antiinflamator, iar după consultul neurologic și imagistic aveți diagnosticul final și puteți începe recuperarea medicală. Această recuperare în durere acută diferă în funcție de diagnostic, dacă există afectare neurologică sau nu și dacă este o indicație operatorie. Tratamentul poate consta în terapie manuală osteopată, dry needling, terapie fascială și exerciții corective. Durerea lombară cronică se asociază cu o intensitate scăzută a acesteia timp îndelungat, de la câteva săptămâni până la luni sau ani. Recuperarea medicală în această fază constă în educarea pacientului pentru a urma un plan de exerciții corective pe o perioadă de 6-8 luni. Acest lucru este foarte, foarte important pentru a putea corecta anumite posturi incorrecte, dar și anumitor ticuri ce întrețin durerea lombară. În acest videoclip o să vă prezint exerciții simple axate pe durerea lombară cronică. Rețineți că aceste exerciții trebuie efectuate zilnic timp de 6-8 luni pentru ca rezultatele să fie de durat. Pentru primul exercițiu de astăzi o să avem nevoie de o minge de tenis. Rolul acesteia este de a efectua o presiune pe punctul trigger activ din mușchiul pătrat lombar. Cum identificăm mușchiul pătrat lombar? Palpăm ultima coastă și bazinul. Între cele două structuri anatomice poziționăm mingea și ne așezăm pe ea. Rolul acesteia este de a efectua o presiune pe punctul trigger activ din mușchiul pătrat lombar. Trebuie să menținem acea presiune timp de 30 de secunde sau 90 de secunde. Din poziția culcat lateral o să punem mingea între ultima coastă și bazin și ne vom așeza pe ea. Și menținem presiunea timp de 90 de secunde până punctul trigger din mușchiul pătrat lombar se inactivează. Pentru al doilea exercițiu o să efectuăm basculări de bazin anterior și posterior. Astfel o să fim culcat dorsal cu genunchii îndoiți și tălpile lipite de sol. O să avem mâinile poziționate pe bazin și o să efectuăm basculări înainte și înapoi pentru a mobiliza coloana lombară. O să efectuăm 50 de repetări de 3 ori. Este foarte important să efectuăm basculările cu o amplitudine maximă și cât mai conștient pentru a îngrena toți mușchii în mișcare. Exercițiul numărul 3 se bazează pe tonifierea abdomenului inferior. Astfel, din poziția culcat sau cu tălpile și palmele lipite de sol, avem genunchii îndoiți și o să ducem genunchii către piept. O să efectuăm acest exercițiu 20 de repetări de 3 ori. Respirația este foarte importantă, astfel în momentul în care ridicăm genunchii o să dăm aerul afară și când revenim o să inspirăm. Ultimul exercițiu de astăzi este un stretching pentru mușcăl pătrat lombar. Astfel, din patru pedie, o să ducem șezuta către călcâi și palmele cât de mult putem în față. După aceea, o să înclinăm corpul în partea stângă. O să efectuăm 30 de secunde de 3 ori. După ce am terminat pe partea stângă, o să efectuăm pe partea cealaltă. revenim ușor. Acestea au fost exercițiile de astăzi pentru durerea lombară. Pentru a vă abona canalului meu, apăsați butonul subscribe, iar pentru a primi notificări, apăsați clopoțelul. Pentru Instagram și Facebook o să aveți linkurile în descriere. Pentru a ajuta cât mai multă lume, puteți să distribuiți acest videoclip. Rămâne să ne vedem data următoare!